Prieteni dragi, vă salut și bine v-am regăsit la un nou vlog. Numele meu este Alin, iar astăzi o să vorbim despre ceea ce se va întâmpla real 100% în gala din data de 16 aprilie 2022. Am văzut că această săptămână toată lumea a făcut varză pe toată lumea, gala au pus câștigători, au pus că pleacă nu știu cine, că vine, că intră, că iasă. Prieteni, eu doar atât vă zic. Dumneavoastră, alegeți ce canal de YouTube urmăriți, dumneavoastră alegeți de unde vă luați informația, iar dumneavoastră decideți dacă merită să vă abonați la canalul meu de YouTube sau nu. Eu de patru ani de zile de când fac YouTube și de când dau informații în avans despre Casa Iubirii, niciodată nu mi-am bătut joc de nimeni, tot timpul am spus realitatea așa cum este, nu cum o fac alții, doar ca să se spele pe mâini, spun că sunt glube. În fine, nu vreau să o lungesc mult de tot, fac acest vlog pentru a vă spune că, în data din 16 aprilie 2023, după cum bine vedeți și în imaginea aceasta, român și lui Robert, mai exact, Robert va câștiga cecul în valoare de 5.000 de lei, și vreau să menționez că nici de această dată nu pleacă nimeni acasă. Coincidență sau nu, asta rămâne ca dumneavoastră să să stabiliți sau să spuneți dacă este coincidență sau nu, doar că ceea ce este cert, Robert, dacă nu mă înșel, a câștigat de trei ori cecul, odată Mihaela în ultima lună de zile, iar când a câștigat Robert, nimeni nu a părăsit uh, emisiunea Casa Iubirii. Și acum vreau să mai fac încă o remarcă, dacă doriți să intrați și pe contul meu de Instagram, Instagramul se numește Culise TV. Aici găsiți cam tot în avans, eu am spus de mult că pe acest canal de YouTube de asta și iau dreso cu cu gala, cu favoriți și așa mai departe, după cum bine vedeți, eu am spus de acum trei zile că tot ceea ce se postează cum că Ionuț ar câștiga cecul și așa mai departe, că tot ceea ce se postează este fals, nu va câștiga Ionuț cecul, nu va pleca Ema și așa mai departe. Deci, încă o dată vă spun că ceea ce s-a postat este fals iar acum în momentul în care am postat în online că această gală este falsă că nu va câștiga Ionuț cecul și așa mai departe toată lumea și majoritatea au dat-o cum că acea informație cu Ionuț care câștigă cecul ideea este că acea informație au dat-o mai mulți vloggeri cred că a luat-o unul iar apoi s-au copiat unii pe alții și au făcut-o praf și alte persoane apoi spun că de fapt a fost o glumă pentru susținătorii lui Ionut să vadă cum reacționează și așa mai departe. Deci i-au dat după aia, după ce am ieșit eu online și am spus că în această gală nu câștigă Ionut Cecu, au dat-o cum că ar fi o glumă. Deci, fraților, dumneavoastră, încă o dată vă spun, decideți ce și pe cine urmăriți și de unde preluați informațiile corecte. Eu cam atât am avut de spus. Instagram, Culise TV, YouTube, Culise TV. Prieteni, doamnelor, domnilor, numele meu este Alinia, eu ca de obicei. Vă doresc multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine la următorul vlog.